Versetul 8, 1 în 12, de pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită acelui Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirii, prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia feluritele limbi și altuia tărmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Vă puteți reașiza. Cum bine știți, astăzi o să vorbim despre darul minunilor. Suntem în această categorie de daruri, darurile de putere. Am vorbit despre darul credinței, darul tămăduirilor și acum darul minunilor sau, cum spunea cuvântul Domnului, Sfântul Apostol Pavel, puterea să facă minuni. Este o putere de a se face minuni. Și puterea aceasta nu-i proprietatea celui prin care se derulează acest dar. Da? Puterea aceasta este în proprietatea lui Dumnezeu. Mai întâi, trebuie să observăm că atunci când citim evaziv Biblia, adică foarte superficial, avem o problemă. Uneori avem tendința să considerăm că darul minunilor ar putea fi același cu darul tămâniilor. Pentru că, din perspectivă semantică, dacă te uiți într-un dicționar explicativ, oarecum ar fi sinonime minunile cu tămăduirile. Dar o să observăm în această seară că nu sunt aceleași lucruri și nu vorbesc nici într-un caz despre aceleași fapte sau lucrări ale Duhului. Darul minunilor nu este darul tămăduirilor. Da? E o diferență foarte clară între darul, între darul minunilor și darul tămăduirilor. Probabil că reușim în seara asta să facem diferențierea, dacă există interes. Că dacă puneți întrebări pe tema asta, o să răspundem cu ajutorul Duhului Sfânt. De asemenea, darul minunilor nu reprezintă o minune de factură drăcească. Doi telesaloniceni prezintă un mod în care unii vor face minuni. Anticrist, când își va derula lucrările sale va face minuni de așa maniere încât va coborâ foc din cer. Deci nu doar că va mișca ceva în jurul unor oameni, nu doar că le va lungi un picior, va coborâ foc din cer. Deci va veni Satan, anticrist, va avea putere să facă minunea asta și pentru o demonstrație publică, de exemplu, pe un stadion cum e Cluj Arena, sau într-un alt spațiu, o să coboare foc din cer. Întrebare. Câți dintre creștinii de azi își vor da seama că acolo e diavolul? Asta e întrebarea mea. Pentru că foarte mulți oameni spun, păi, vorbește extraordinar. Este foarte impresionant ce face. Aveți mare grijă că satana face minuni. Dar scopul satanei, scopul diavolului în aceste minuni pe care le face, este ca să-și facă popularitate și este ca să îl îndepărteze pe om de Hristos, pentru că niciodată în urma acestor minuni drăcești, că nu le putem numi altfel, nu vor fi aduși oamenii la cruce. Nu vor fi chemați să-și mărturisească păcatele. Nu vor fi provocați să-și rezolve problemele personale. Niciodată se va transmite o evanghelie super contemporană, ca să nu-i zic de altfel, și se va spune așa, ai crezut în Isus, Poți să faci ce vrei. Ești cu Jesus? E ok. Mai cânți un pic despre Isus, mai citești un pic din Biblie, mai te rogi și tu, mai ales când vine sesiunea. Cine nu se roagă când vine sesiunea, da? Când vin examenele, dintr-o dată te rogi cu foc, dintr-o dată ești înfocat, înfocat, ai pasiune pentru rugăciune, bineînțeles că pentru ca să rezolvi problemele tale, adică examenele, și apoi uiți, dar țineți minte darul minunilor din perspectiva aceasta a biblică a Duhului Sfânt, n-are nicio legătură cu minunile drăcești. Și dacă cineva aduce argument că persoana cutară este în regulă în lucrarea pe care o face pentru că s-au făcut minuni, trebuie să faceți săpături adânci ca să vedeți dacă minunea aceea nu cumva e o minune drăcească. Adică e o minune de tip anticristic, adică coboară foc din cer ca să atragă mulțimile, apoi omul acela să fie în centru și Hristos nu se mai vede și mai ales viața oamenilor care umblă după astfel de minuni, niciodată nu-i schimbată. Mai apoi să observăm că darul minunilor nu este același cu darul credinței. Este o diferență clară între darul minunilor și darul credinței. Și totuși ce este? Dacă ne uităm în Biblie, termenul de minuni sau de minune, a face o minune, apare în Biblie de 131 de ori, de 46 de ori este în Noul Testament. Uitați-vă că nu de cele mai multe ori, da? Minunile Domnului sau minunile lui Dumnezeu sunt derulate atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Aici vreau să fac o subliniere. Sunt daruri ale Duhului care n-au început odată cu Noul Testament. Sunt daruri ale Duhului care au existat încă din vremea Vechiului Testament și unul dintre aceste daruri este darul minunilor, da? Este darul ale Duhului care au continuat și în Noul Testament și toate darurile continuă. De exemplu, unul dintre daruri care nu a existat în Vechiul Testament este darul vorbirii în limbi, respectiv darul tărmăcii limbilor, deși există sporadii câteva apariții în interpretarea pe care o dă Iosif acelei semnificații sau cele șapte vaci pricăjite, altele foarte proeminente și așa mai departe, sau mene, mene, în cazul lui Daniel, Techelu Farsin, dar nu există o manifestare continuă a darului tălmăcirii limbilor sau a interpretării limbilor. Dar o în limbi, în mod special, este venit odată cu coborârea Duhului Sfânt și știți bine că am vorbit data trecută, poate fi vorbirea în limbi, dar sau pregătire sau rugăciune privată. Da? În greacă, atunci când citim această expresie pe care o zice cuvântul Domnului versetul 10, altuia, puterea să facă minuni, este această expresie energeimata dunameon, da? Care este un plural și se traduce literal în felul următor, lucrările sau manifestările puterilor. Deci lucrările, respectiv manifestările puterilor. Prin asta înțelegem că există niște puteri, există niște forțe, există niște manifestări ale puterilor lui Dumnezeu, derulate în mod special pentru a se face ceva supranatural. Darul minunilor este darul supranatural al Duhului Sfânt, care se manifestă printr-o lucrare divină. Rețineți asta, nu e lucrare omenească, așa că nu o căutați în dimensiuni, timp, spațiu, biologie, fizică, chimie. Deci toate legile acestea pot fi depășite în momentul în care se derulează acest dar al minunilor această lucrare divină este în exclusivitate în planul lui Dumnezeu, deci nu în planul oamenilor, oamenii nu pot percepe, doar pot năzui și ar dori să se întâmple asta și se derulează în pofida tuturor condițiilor nefavorabile, întotdeauna această lucrare divină manifestată prin darul minunilor îl va glorifica pe Dumnezeu. Îl va glorifica pe Dumnezeu. Dacă la un moment dat vedeți pe cineva că pretinde că s-a făcut o minune prin el și foarte mult insistă și spune persoanei care a fost partea acelei minuni depune mărturie, hai, vină cu mine, zic că cu mine a fost când s-a întâmplat asta. Aveți mare, mare emoție pentru persoana aceea. Aici e o problemă. Aici e o problemă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să depune mărturie pentru minunile pe care le face Dumnezeu cu noi. Zice Psalmistul, voi povesti toate minunile tale toate minunile tale. Mare atenție! În casa Domnului este loc să se vestească și să se povestească toate minunile lui Dumnezeu. În casa Domnului nu e loc pentru râs, pentru glume, pentru flirt. În casa Domnului e un loc în care să se prezinte Hristos. Amin! În care prezența lui Dumnezeu să se manifeste în mod supranatural ca să lucrezi în viața ta privată, personală, familială și eclesială, bisericească. Vreau să spun ceva. În momentul în care o minune, o muți de pe Isus Hristos ca și glorificare, de pe Dumnezeu ca și glorificare și o muți pe tine, te faci de minune. Ai mare atenție. Pentru că Dumnezeu se retrage și Dumnezeu îți arată cât de slab poți să ajungi tu. Cât de neputincioasă e ființa ta fără Dumnezeu. Fără prezența lui Dumnezeu. Oamenii care devin ridicoli sunt oamenii care se mută cu focusul de pe Domnul și îl centrează pe un grup de oameni. Îl centrează pe persoana lor și oamenii aceia în timp ajung să fie făcuți de minune. Doamne, păzește-ne pe fiecare dintre noi și ajută-ne orice lucrare face Dumnezeu prin noi. Noi întotdeauna trebuie să zicem Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și aveți mare atenție, există un automatism mental în care ca să pare tot religios și ca să fie tot la un nivel spiritual înalt, spui vii să fie Domnul, dar în inima ta există un gând, mă, dacă nu eram eu. Gândul ăla trebuie să-l distrugi. le e un gând de la cel rău. Pentru că dacă nu ești tu, Dumnezeu are alți oameni. Dacă nu am fi fost noi în seara asta, ar fi fost alții. Unii știți, alții nu știți, vă reamintesc că în Biserica Betania, în departamentul de tineret, au fost câțiva ani foarte grei. Foarte grei când veneau la adolescenți și la tine, undeva la 15, 20, maxim 25. Și au fost oameni care au avut interpretările lor, nu intrăm în detaliile acestea. Și Dumnezeu mi-a spus așa, rămâi lângă mine, rămâi în lucrarea aceasta, pentru că pe aceia care trebuie să vină și nu vin, dacă nu vin ei vor pierde, pe cei ce vin cu interese copilărești, nu știu, măritiși, căsătorie, astea sunt lucruri care sunt foarte nesemnificative față de ce lucrare are Dumnezeu cu voi și pe cei care vorbesc de lucrarea aceasta, nu vor câștiga nimic, dar ține minte ce spun. Dacă nu vin cei care trebuie, voi aduce pe alții de nicăieri. Vă întreba să e o minune? Da, e o minune. E o minune a lui Dumnezeu. E o minune pe care a făcut-o Domnul. Faptul că aproape în fiecare joi seara e cineva care își depune cerere de botez, aproape în fiecare, cel puțin o dată pe lună, într-o joi seara, și în celelalte slujbe, bineînțeles, există o persoană care e atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Deja sunt aproximativ 10 cereri de botez și vreau să zic, slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Asta e lucrarea autentică a lui Dumnezeu, nu e lucrarea noastră. Niciun om nu are vreun merit pentru ce se întâmplă în Biserica Betania. Cine merită toată slava este Domnul Isus. Este Domnul Isus. Vedeți, noi vrem minuni, minuni care să atragă mulțimile la nivel de interes. Adică, de exemplu, dacă unui om care are piciorul drept cu 10 cm mai scurt, sau cu 5, sau cu 3, sau cu 4, îi crește piciorul, da? Ii se, ii se, efectiv îi se mărește osul și totul îi se pune la loc, noi zice vai ce minune! Și Domnul zice, da, e o minune asta, o să o vedem imediat. E o minune a lui Dumnezeu să crească, să se transforme în malformația unui corp și să devină un trup normal, un anumit mădular. E o minune a lui Dumnezeu. Dar nu-i minune când cineva care a fost drogat se întoarce la Hristos? Nu-i minune când cineva care a stat în păcatele lumii acesteia, Domnul își pune mâinile peste sufletul acela, îl ridică, îl transformă, îl liberează și începe să fie plin de pace, de bucurie, de perspectivele cerului. E minune asta sau nu? E o lucrare supranaturală. Nimeni nu putea să-l convingă pe omul acela. Dacă nu mă credeți, încercați pe un om care se află în droguri, în alcool, în tutun, în imoralitate, în curvi, în răutăți, care la ora asta se află într-un loc în care derulează un adulter. Încercați să-l convingeți sau să-l convingeți să vină la biserică. O să vedeți că găsiți un zid de ripostă, de durere, de oponență. Nu o să fie de acord și o să se supere pe voi. Dar când Dumnezeu atinge o inimă, acolo e minunea lui Dumnezeu. Minunea lui Dumnezeu. E o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt. Dar acum vorbim despre un alt tip de minuni, da? Ce sunt darurile minunilor? Darurile minunilor sunt înzestrări divine care întăresc lucrarea și mesajul lui Dumnezeu, nu locuiesc, ci întăresc lucrarea și mesajul lui Dumnezeu prin intervenții supranaturale care, repet, îl glorifică pe Dumnezeu. Mai apoi, Darurile minunilor sunt puteri supranaturale venite de la Dumnezeu. Rețineți, sunt venite de la Dumnezeu, nu sunt din perspectivă umană, nu sunt de la oameni, venite de la Dumnezeu, peste un credincios, puteri prin care sunt făcute minuni în numele Lui Isus. În numele Lui Isus. De deci ce e foarte importantă formula asta? Și nu avem voie să o percepem doar o formulă, adică o formă de exprimare. Asta e de fapt Modul în care noi ne supunem planului lui Isus Hristos și zicem: Nimic binecuvântat, nimic minunat sau nimic care este miraculos nu se poate întâmpla decât în numele lui Isus Hristos. Pentru că în numele lui Isus Hristos se iartă păcatele, pentru că în numele lui Isus Hristos se vindecă bolile, în numele lui Isus Hristos se transformă cine primește acest dar al minunilor este capacitat cu o putere supranaturală. Vine de la Dumnezeu. N-are voie să se mândească pentru asta pentru că nu e de la el. Nu e de la persoana aceea. E de la Dumnezeu. Vine peste credincios, îl învăluie ca o avalanșă, vine peste el și prin acea prezență a Duhului se fac minuni în numele Lui Iisus Hristos. Darul acesta implică o paletă largă de manifestări care pot fi descrise ca fiind miraculoase nu e ceva de domeniu demonstrabilului. Da? Dau un exemplu. Cineva poate fi bolnav și să aibă o boală fizică, spre exemplu, mâna de aici să fie efectiv să n-aibă mână. Da? Deci să n-aibă partea asta de mână. Dacă Dumnezeu vrea, dacă e în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu călăuzește un frate să se roage pentru acea persoană și se spună în numele lui Isus, să-i apară degetele. Explicați-mi cum se întâmplă asta. Să știți că se poate întâmpla asta. E posibil în numele Lui Isus, Dar trebuie să fie planul Lui Dumnezeu. Manifestarea acestui dar implică întotdeauna realizarea unui eveniment miraculos. Minunea asta nu poate rămâne ascunsă. Vedeți, se spunea deja, Mântuitorul Iisus Hristos făcea foarte multe minuni, făcea foarte multe minuni și exista un așa numit secret mesianic. Domnul Iisus Hristos le spunea tuturor să nu spuneți nimănui. Deci el le poruncea și le zicea nimănui să nu spuneți de asta. În timp ce el le poruncea să nu spună nimănui, dintr-o dată, marea masă de oameni mergea și pe oriunde mergea fiecare om. Zicea, ai auzit ce a făcut Alileanu? Ai auzit că în Gadara, un demonizat care n-a avut haine pe el, care nu se putea lăsa îmbrăcat, care nu mai avea capacitatea să raționeze, care era blocat la nivel intelectual de Duhul necurat care îl poseda, ai auzit că Duhul din Gadara, în care toți locuitorii știau, care treceau pe acolo, stătea în morminte, era o spaima localității, nimeni nu avea curajul să meargă singur pe zona aia, pe ulița aceea, pe lângă gardul ăla, sau dacă era gard sau nu, nu știu, pe lângă acel cimitir și toți ziceau, ai auzit că a fost eliberat demonizatul din Gadara? Întrebare, cum se făcea audibil și cum se promova acest eveniment miraculos? Știți cum? Oamenii care nici măcar nu îl cunoșteau personal pe Iisus Hristos, auzeau vestea asta și mergeau cu vestea mai departe. Și în timp ce ei transmiteau cuvântul ăsta despre Isus Hristos, se producea minunea credinței. Nu o credință neapărat pentru vindecare, ci o credință că Isus e cineva special care trebuie să fie urmat. O credință care aducea mântuire când era una corectă sau preluată în mod corect. Ce se întâmplă prin darul minunilor? Prin darul minunilor se pot realiza mai multe lucrări supranaturale. Câteva categorii amintesc în următoarele momente. În primul rând, prin darul minunilor, spre deosebire de darul tămăduirilor, care nu presupune așa, asta, se pot realiza învieri din morți. Deci, în contemporaneitate, în prezent, Dumnezeu poate să realizeze învieri din morți. Acum, vreau să subliniez aici ai faptul că nu oricine a murit trebuie să fie via din morți. Dacă ne uităm în Biblie, o să observăm că învierele din morți au avut cu predilecție un scop evangelistic, adică să intre Evanghelia într-o zonă, de exemplu în Ainda, o cetate mică, la intrare în cetate exista un cortegiu funebru în care o văduvă, rețineți, e și văduvă, avea singurul fiu care considera că e speranța vieții, adică o va ajuta când ajunge mult mai în vârstă, da? e întâlnită văduva aceea și Isus Hristos, Domnul vieții, se întâlnește cu ea. Întrebare, ce face Isus? Isus Hristos îi spune direct, nu? Plânge. De ce îi spune asta? Pentru că Isus Hristos știe care e planul pe care îl are cu privire la această situație. Întrebare, o mai murit oameni înainte? Da sau nu? Hai ziceți. Păi normal că murit. Asta întrebare retorică, nu? Cum să nu moară? În orice localitate sunt oameni care pleacă la cele eterne. Întrebare pe toți care au murit în contemporanitatea Mântuitorului, pe toți i-am din morți. Nu. Isus Hristos a derulat câteva învieri din morți, de exemplu pe Lazar, da? De ce? Marta a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Adică tu ai greșit că ai venit prea târziu. Iisus Hristos spunea, dacă crezi, vei vedea lucrările Lui Dumnezeu și moartea Lui nu este pentru ca să fie pentru întotdeauna mort, ci pentru ca să fie lăudat numele Domnului. Pentru ca iudeii să creadă Evanghelia, pentru ca mesajul pe care avea să-L transmite Iisus Hristos să fie unul de impact. Vă amintiți că Biblia spune la un moment dat, oamenii au început să creadă nu doar pentru că l-au auzit pe Iisus Hristos, ci pentru că l-au văzut pe Lazar în via din morți. Și au început să zică, da, asta nu e o lucrare obișnuită, asta e o lucrare supranaturală deasupra domeniului inteligenței umane. Vă rog să fiți foarte atenți și să nu intrați în fanatism religios în acest domeniu. Pentru că există oameni care au greșit și după ce cineva drag a plecat la cele eterne, au început să se roage ca să învie. Să nu-i biblic. Pentru ca să se deruleze o înviere din morți, trebuie să existe niște condiții clare și niște derulări speciale ale Duhului Sfânt cu acea persoană. Nu se întâmplă pentru a se face show. Nu se întâmplă pentru ca cineva să fie aclamat, pentru ca o biserică să devină foarte populară. Învierea aceasta din morți se întâmplă în mod excepțional, se întâmplă și în contemporaneitate și, de exemplu, în Africa, da? sau în alte zone unde Evanghelia n-a pătruns încă, sunt grupuri etnice în care Evanghelia n-a pătruns, Dumnezeu derulează uneori o înviere din morți, autentică, autentică, da? Și asta nu o face pentru filmări, nu o face pentru ca oamenii să poată să fie extrem de atrași de minunea asta, ci pentru ca acei oameni în jurul cărora se derulează acea înviere din morți să creadă în Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Domnul lucrează și azi. Al doilea tip de minuni pe care le face Duhul Sfânt prin darul acesta este exorcizarea. Dumnezeu lucrează într-un mod supranatural pentru a-i elibera pe oameni de demoni. Vorba de eliberări de demon sau scoaterea dracilor. În domeniul acesta, în prezent, există persoane care au chemare de la Duhul Sfânt să se roage pentru eliberări aici trebuie să subliniez faptul următor. Nici un tânăr, nici o tânără, oricum nici o femeie n-are dreptul, da? Să meargă să-și pună mâinile peste un demonizat și să spună numele lui Isus și afară facă necurat. Să nu e biblic. Deci asta nu e biblic. Vă spun clar. Dacă îmi găsiți un argument biblic, un context, un singur context în care un demon necurat a ieșit afară după ce s-a rugat o femeie, de exemplu, de agonița FIVI, atunci stăm de vorbă și vedem cum ați găsit voi așa ceva, că înseamnă că aveți altă Biblie decât a mea. În Biblie nu există așa ceva. Vreau să trag un semnal de alarmă. Când vă rugați, da? nu acceptați provocările unor oameni care vă spun puneți mâinile peste cutare și roagă-te pentru el să fie eliberat. Să nu-i biblic. Deci asta nu-i biblic. Punerea mâinilor nu e o lucrare de copii, de joacă. Punerea mâinilor e o lucrare pe care o poate face un apostol, un prezbiter, un pastor sau un bărbat care are slujbă de proroc. Nu doar darul prorociei, slujbă de proroc. Unul dintre ei este bărbatul Anania din Damasc, da? care a fost trimis la Saul din Tars, care mergea pe drumul Damascului să-i prindă pe creștinii autentici și Anania a spus, puneți mâinile peste el. De ce? Pentru că Anania avea slujbă de proroc. Nu acceptați prorocițele care vin și pun mâinile peste altcineva. Vă rog frumos. Nu acceptați dacă e un rol de a se identifica cine e persoana pentru că e o sală mare de oameni și trebuie să atingă, dar prorocița nu are voie să pună mâna peste nimeni. Nici o soră în Biblie N-am găsit că a avut rol vreodată să pună mâinile peste cineva. Asta e o lucrare venită din domeniul carismatismului. E o manifestare de tip show care n-are nimic cu scriptura. Noua mișcare apostolică derulează astfel de activități. Noua reformă, da? Carismatică, care nu-i biblică. Rețineți? V-am uh, comentat trecută da, trecut acele versete care spun așa. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și vor, pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Nu oricine își va pune mâinile peste bolnavi. Cine are, repet, slujba de prezbiter, păstor, slujba de proroc sau de apostol. Altcineva nu. Și nu că se numește el apostol, că se face singur apostol. Apostolia e altceva. Da? Nu că e apostolul cu tare în glumă. Asta nu, nu e o glumă de copii. Rețineți că exorcizarea se face în numele lui Isus, de către niște persoane mandatate. La baza eliberărilor este foarte important ca familia, dacă este creștină, a persoanei demonizate, să stea în post. De ce? Domnul Isus Hristos a fost întâmpinat la poalele muntelui da? de un bărbat disperat care a zis băiatul meu e super extremist când sare în foc, când sare în apă. Am venit la ucenicii tăi, și n-au putut. Drept o vadă că ucenicii în acel moment nu aveau un mandat spiritual și nu erau încă pregătiți pentru derularea acestei liberări. Și atunci Iisus Hristos a zis, când ucenicii au întrebat noi de ce n-am putut, Isus a zis, acest tip de demoni nu este afară decât cu post și cu rugăciune. Apropo de postul din Isaia 58, postul e foarte important, Iarăși, e foarte important să nu fie luată lucrarea asta ca o lucrare obișnuită de copii, de comand, ca cei ce uh, nu sunt născuți din nou, nici măcar să nu participe la un spațiu în care se produce exorcizarea. Doamne ferește, când cineva e eliberat, tu să stai cu ochii deschiși. Tu să te conectezi cu manifestarea aceea din curzitatea acelui Duh. Tu trebuie să fii cu ochii închiși. Tu trebuie să te rogi pentru protecția ta personală, tu trebuie să ceri sângele lui Iisus Hristos peste tine și să nu mustri acel duc dacă nu ai autoritate de la Duhul Sfânt. Da? Fiii lui Șeva sunt un exemplu înfiorător. Erau băieți de preoți ăștia, nu era oricine. Au mers la acei oameni care erau demonizați și au zis, în numele lui Isus Hristos pe care îl predică Sfântul Pavel, vă poruncim duhuri necurate să ieșiți afară. Știți că duhurile știu vorbi? Și încă cum? Și uneori li se permite, pentru că diavolul le folosește pe aceste persoane și acele duhuri preiau controlul mental și verbal a celor persoane, ele nu au o descoperire, ci au o controlare de la diavolul, așa că uneori o să spună detalii din viața ta. Și o să te sperii. Și o să zici unde știe. Au fost persoane demonizate care au știut cum îi cheamă pe pastorii care trebuiau să se roage pentru eliberarea lor. Mi-am de un context în care au intrat trei frați, nu vă spun nimic altceva decât că trei frați, într-o cameră unde exista o persoană demonizată. Și demonul din acea persoană a zis, tu nu mă poți învinge? Tu nu mă poți învinge, nu mă tine mă tem. De ce? Pentru că era singura persoană acreditată, avea dar de la Duhul Sfânt și avea și slujbă recunoscută de biserică să aibă autoritate asupra acelui Duh să știți că duhurile se tem de oamenii care au autoritate de la Duhul Sfânt. Inclusiv duhurile de înșelăciune prin proroși mincinoși. Am întâlnit slujitori în prezența cărora anumiți proroși nu prorocesc. Le este frică. Au fost cazuri în care am plecat într-o lucrare, nu vă spun unde, și am intrat într-un loc și până să intru au prorocit mai multe persoane toate neacreditate de biserica locală. Când am intrat, niciunul nu mi-a prorocit. Asta e. Ce bine că nu mi-a prorocit. Indicat era să fie tot timpul slujitor acolo, să nu mai prorocească ce nu trebuie. Să înțelegeți ce am zis, da? Deci să știți că exorcizarea nu e o joacă. Inclusiv a vorbi despre demoni nu e permis în sens de glumă niciodată n-ai voie să iei această lucrare ca fiind de bajocură sau să spui, da, da uite, are duhuri, le scoatem noi. Nu le scoți tu, E grijă, cu duhurile nu te joci. Pentru că dacă te joci cu duhurile și dacă faci lucruri nebiblice, când ești într-un teritoriu, când ești într-o manifestare nebiblică, tu ești expus puterii satanice. Satana știe foarte bine Biblia. Diavolul știe în ce domeniu are drept slujitorul fratele respectiv să activeze. Diavolul știe în ce spațiu își poate manifesta autoritatea. Când depășește limita, diavolul îl atacă. Poate nu îl atacă pe el, atacă pe cineva din familia lui și pot fi lucruri care să atace sufletele. Da? Mare atenție! Nu vă jucați cu exorcizările. Există exorcizări, am participat și nu vă dau acum detalii că e mai bine să nu vă spun, dar să știți că și astăzi Duhul lui Dumnezeu lucrează. Lucrurile astea nu se fac într-un mod public, decât dacă există o călăuzire specială și cu mandat limitat pentru eliberarea rapidă, dacă cineva are o problemă foarte gravă și ar putea duce în următoarele minute la pierderea vieții sau la altceva de genul, dar de obicei lucrurile astea se fac într-un loc așa restrâns. Nu orice fel de persoană trebuie să fie prezent acolo și toți cei care sunt prezenți trebuie să aibă inima curată, mare atenție, niciun păcat nemărturisit și Domnul și astăzi lucrează. Aleluia lui Dumnezeu! Slăviți să fie Domnul! 3. miracole legate de ordinea naturii, potolirea furtunii, umblarea pe ape, toate acestea sunt minuni manifestate și pot fi manifestate prin darul minunilor. Apoi, a patra categorie de lucrări, este eliberarea din robii a păcatului sau de sub alte poveri spirituale. Eliberări de sub puterea patimilor, cum spuneam deja, și a tot felul de robi spirituale. Robii legate de curvie, pornografie, vrăjitorie, furt, eliberări legate de depresie, îndoieli, frică și alte fobii. Lucrurile acestea se întâmplă prin darul minunilor. Aici trebuie să subliniez ceva. Foarte mulți oameni vor să facă un artificiu, o mișcare rapidă prin care să scape de trecerea prin mărturiție. Eliberarea de robia păcatului, chiar de anumite patimi, de anumite robii spirituale, imoralitate, vrăjitorie, furt, depresie, îndoiel, frică și fobii, atacuri de panică, se realizează în mod special prin mărturisirea păcatelor, care este realitatea biblică a acestui fapt. În momentul în care cineva este stăpânit, înrobit da? de diavolul, în spatele acelei robii este un păcat. Păcatul este o ușă deschisă larg, nu între deschisă, înspre manifestarea unui plan al celui rău. E foarte importantă mărturisirea păcatului. Foarte importantă de ce e importantă? În momentul în care îți mărturisești păcatul, tu îți eliberezi spațiul în care cel rău și-a găsit un culcuș călduros. Nu știu dacă ați fost vreodată la țară, la bunici, și ați găsit într-un anumit loc niște făpturi de la mici și negre. Șoricei. Vă plac șoricei? Da, șobolanii. Să știți că în vedenii unor duhurile sunt asemănate prin șoareci și șobolani. E o lucrare a celui rău neagră și urâtă. Știți că pentru ca să iasă afară șoricei, dintr-un anumit loc, de exemplu, unde a fost cucuruz sau ceva de genul, trebuie să-i liberezi zona. Cum? Îi pui antidot, ca să nu zic o treabă trebuie să scoți, trebuie să-i liberezi, să nu mai aibă ce să mănânce. Ei la fel e și cu momentul în care există o robie a păcatului. Dacă, de exemplu, cineva este înrobit de pornografie, primul pas este să se asigure că niciodată nu mai intră pe telefon când este obosit. Nu mai intră pe telefon când e singur în cameră. Nu mai intră pe telefon, adică tu eliberează zona, eliberează zona, mărturisește dependența asta a imoralității prin privire și după ce o mărturisești, eliberează zona, nu rămânea în zona aceea. ia telefon cu butoane, nu știu exact ce să faci. Îți dau niște variante. Duhul Domnului îți va vorbi exact ce trebuie să faci pentru tine, care ai o problemă în domeniul ăla, da? Eliberează-ți zona, mărturisește păcatul, cere lui Dumnezeu putere, caută un slujitor, un pastor sau un prezbiter care să vină împreună cu tine în fața lui Dumnezeu. Acolo există o revărsare de autoritate a Duhului Sfânt. nu din partea slujitorului, e din partea Duhului Sfânt. Și eliberarea vine în numele lui Isus. Amin. Amin. Dar făți partea. Făți partea. Ia niște decizii clare dacă ai o problemă într-un domeniu anume, de exemplu, vrăjitoria, ia legământul ăsta și fă legământul ăsta în fața lui Dumnezeu, că niciodată nu o să mai citești horoscopul. Fă legământ cu ochii tăi, că atunci când vezi ceva prin scrul, fără să vrei, treci repede, dai hide all, nu te interesează, ascunzi. Îți scoți din fața minții tale, din fața sferei tale de gândire, orice lucru care este împotriva voii lui Dumnezeu. Retrage-te din zona aceea. Dacă ai o problemă, de exemplu, cu îndoielile, nu mai asculta știri care te panichează. Nu mai asculta vocile unor persoane care sunt negativiste. Începe să citești foarte mult Biblia. Citește foarte mult Biblia începe să citești acele pasaje în care Dumnezeu a făcut o lucrare a Domnului supranatural. O să vezi cum încep în mintea ta să se înlănțuie gânduri în sens pozitiv și legate de o situație prin care treci tu, o să vezi o imagine biblică care o să se lipească de fruntea ta, de mintea ta, de gândurile tale și din toată o să zici, da, uite, atunci persoana aceea a trecut prin situația aceea și Domnul a lucrat așa, înseamnă că și în viața mea va lucra Domnul, pentru că și astăzi Domnul lucrează. Aleluia lui Dumnezeu! Apoi există a cincea categorie legată de minuni, miracole legate de vindecări trupești. Aici subliniem că există vindecare care se fac prin miracole izbitoare, spre exemplu, anularea unor defecte sau handicapuri fizice cu care cel bolnav s-a născut, fiind de care au unor mădulare puternic afectate în diverse accidente. Aici e cazul în care Petru s-a trezit că mai repede decât trebuia, a sărit repede în ajutorul lui Iisus Hristos, cu ghilimele în ajutorul lui Iisus Hristos, că Iisus nu are nevoie de ajutorul de oamenilor. Și ce a făcut? A luat sabia și a tăiat urechea lui Malhu, robul Marului Peot. Ce a făcut Iisus Hristos? A zis, nu, no, prietene, dacă te-o trebuie, te trebuie să fii aici, să rămâi fără ureche. Nu că n-ar fi meritat. Că el n-avea ce să caute în echipa aia care se luptă cu Isus Hristos, Malhu, da? Mai ales că era robul marelui preot. Și trebuie să scrie scriptura, așa mai departe. Isus ce a făcut? Isus a luat urechea care era în nisip, da? Rețineți că n-a avut la el dezinfectant, n-a avut nimic. Din perspectivă medicală era imposibil. A luat pavilionul, să cum să-i spun, da? A luat afară din nisip, i-a pus-o la loc și s-a lipit perfect. Întrebare, asta e minune? Da sau nu? E mare minune. Arătați-mi pe cineva care face asta. Asta înseamnă o vindecare a unor puternic afectate în diverse accidente. Ai rămas cu o problemă în urma unui accident fizic, da? Și tu nu poți să o rezolvi, medicii nu o pot rezolva, sau în timpul așa de scurt în care o vindecă Domnul și face minunea aia, nu putea nimeni să o facă. Oamenii care au acest dar rostesc adevărul lui Dumnezeu și acesta este autentificat prin faptul că este însoțit de o minune. În timp ce cuvântul Domnului spune și predica apostolilor, mesajele lor erau însoțite de minuni, semne și tămădui după sfânta voie a robului nostru Isus Hristos, a robului lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Da? Rostești adevărul, Dumnezeu însoțește acest adevăr printr-o minune. Uitați-vă că cei ce au acest dar aduc în ființă sub inspirația Duhului în numele Lui Isus, manifestări miraculoase, precum învieri din morți, eliberări de demoni, miracole legate de ordinea naturii, împlinirea miraculoasă a unor nevoi, eliberări din robia păcatului și corectarea chiar a unor malformații. Așa s-a născut acel copil cu o malformație, da? nici un medic nu-i poate schimba malformația aceasta, în urma prezenței manifestării darului minunilor al Duhului Sfânt, malformația dispare. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Imaginează-ți că cineva are un nodul sau are pe creier o tumoare. Nimeni nu poate intra acolo decât prin operație și e foarte dificilă și un grup de frați autorizați de la Duhul Sfânt se roagă. Îi se face ungerea cu un de lemn, nu îi se face ungerea pe partea unde e tumoarea, ci se face pe frunte în numele Domnului Iisus Hristos și tumoarea aceea se retrage fără explicații și nu știm unde dispare. Medicii n-au cum să demonstreze unde a dispărut. Dacă ai fi atins zona aceea, ai fi văzut că este o înflătură. În numele Lui Iisus, malformația cu care s-a născut acel frate sau acea soră este dată la o parte prin darul tămăduirilor prin Duhul Sfânt. Oamenii care au acest dar afirmă că Dumnezeu este sursa și supranatural și sursa minunilor și îl slăvesc întotdeauna pe Domnul Dumnezeu. Prin realizarea acestor miracole se va zidi biserica și se vor întări credincioșii fiind uniți în umblarea lor în adevăr cu Dumnezeu. Aș vrea să prezint trei minuni pe scurt. Prima minune trecerea Mării Roșii de către Israel. Din perspectivă umană, toți evrei, 600.000 de bărbați, dacă le numărăm și soțiile, dacă majoritatea erau căsătoriți, hai să zicem un milion cel puțin de oameni, dacă aveau și copii, un milion jumătate spre două milioane de oameni. Da? de ființe umane. Mai mici, mai mari, fiecare pe vârsta lor, unii ținuți în brațe, merg, alergând, pentru că au fost expulzați din Egipt, au fost efectiv dați afară, plecați odată pentru că toți întâi noștri născuți au fost omorâți, au strigat faraon și tot poporul. Și au ajuns, la un moment dat, când s-au trezit, s-au dezmetecit după câteva ore sau chiar câteva zile, egiptenii s-au așezat în carele lor, au dat bici pe cai și au ajuns aproape de poporul evreu care era exact în fața Mării Roșii. Marea Roșie nu era la debit mic. Și și dacă ar fi fost la debit mic vorba unei bătrânici dintr-un vagon, când un om de știință a zis, păi nu știi bătrânica că există flux reflux. Și a zis bătrânica Marei Dumnezeu că la o apă mică o înghițit pe și ăștia alți egiptenii. Oricum e o minune. Oricum vrei să o explici, tot minune iese. Înțelegeți? Într-o apă mică să fie omorât, cum se omor pe așa? Oricum, asta înseamnă că apa era mare. Da? Și apa era bariera. În spate vine egiptenii. Aici e un minune, întotdeauna mă fascinează și îmi dă lacrimile ideea asta. Nu idee, e realitate. În spatele la cel mai slab om dintre evrei. Știți cine s-a pus? Știți că îngerul Domnului care mergea în fața lor mergea ziua în stâlp de nor și noaptea în stâlp de foc ca să lumineze și să încălzească că noaptea era foarte frig și ziua avea unea de așa prezența norului care să le dea direcția, Îngerul Domnului, zice Biblia, s-a pus în spatele celui mai slab om din coada oștirii ebraice. Vreau să spun ceva. Dacă vreodată deavolul ți-o zis că tu ești cea mai nesemnată ființă din biserica din unde faci parte, că tu ești cel mai nesemnat frate, că tu aproape că nici măcar nu trebuia să te botezi, îți zice diavolul. Da? Când îți șoptește satana la urechea asta, dacă inima ta e curată și vrei să-ți o cureți în fiecare zi, chiar dacă ai parte de lovituri, iubește-L pe Dumnezeu în continuare, pentru că Dumnezeu, fiind în poporul Lui, stă în spatele tău. Tu ai mult mai puternic protecție decât ai avea gardă de corp. Îngerul Domnului s-a pus în spatele cel mai slab om. Ultimul om, dacă vrei să-l numești așa. Știi ce s-a pus acolo? Pentru că Biblia zice că când egiptenii se apropiau de poporul evreu, primat ar fi lovit în cel mai slab, în ultimul. Dar când se apropiau de acel stâlp de foc, pe partea egiptenilor, focul ardea. Pentru că dacă tu ești un poporul lui Dumnezeu, dacă tu ești de partea Domnului și iubești pe Isus Hristos, chiar dacă ai anumite slăbiciuni, chiar dacă vezi anumite insuccese în viața ta, chiar dacă vezi anumite atacuri din partea celui rău, chiar dacă Marea Roșie îți spune debitul e prea mare să treci mai departe, chiar dacă de parte și de alta vezi munți, chiar dacă în spate galopant vin dușmanii și te atacă și prinzi o săgeată în spate, o săgeată în partea de altă, vezi că dintr-o dată toate se merg de-a de valma, de nimic nu merge în regulă în viața ta. Am să spun ceva, în spatele tău stă Îngerul Domnului. Să prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu e cu tine câtă vreme tu ești cu El. Nu trebuie să fii cel mai pocăit om, nu trebuie să fii cea mai specialistă soră în domeniul spiritual. Nu trebuie să ai anumite daruri supranaturale ca Domnul să lucreze în viața ta. Îngerul Domnului se pune în spatele tău pentru că tu ești în poporul care are legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Moise, Moise, vreau să fac o minune care să rămână de-a lungul istoriei remarcabilă și toate generațiile de credincioși să aibă credința crescândă când aude minunea asta. Ia toiagul care înainte a fost o bătă, întinde-l înspre direcția Mării Roșii și când toiagul, vârful toiagului ajunge la nivelul Mării Roșii, marea crapă în două. Minune! Partea din stânga se scurge de tot, încât se vede fundul Mării Roșii, nisipul ce e acolo și pietrele, și cealaltă parte e ca un zid, dacă pui mâna, nu-ți intră prin el. Nici o picătură de apă nu o să vă moare. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Dacă vei trece prin ape și vei trece prin ape, nu pe lângă ape, apele nu te vor înneca. Te vor ataca, vei simți frică, vei avea senzația că mori, dar apele nu te vor înneca. De ce? Zicea Profetul Isaia, Dumnezeu vorbea prin el pentru noi toți creștinii, pentru că eu sunt cu tine, ca să te scap. Pentru că eu sunt Dumnezeul tău asta e minunea lui Dumnezeu să treci marea roșie ca pe uscat mulțirea pâinilor 5 pâini, 2 pești 5.000 de oameni dacă aveau și soțirile cu ei erau 10.000 dacă mai aveau prunci 15.000 aproximativ spre 20.000, înspre maxim 20.000 de, de oameni hai să fie numai 10.000 de oameni hai să fie numai 5.000 de oameni 5.000 de oameni 5.000 de oameni, vă imaginați ce înseamnă asta? oriunde te uiți, în jurul tău îți doară oameni, 5.000 și toți trebuie să fie săturați și nu există pâine de loc și nimeni n-a venit de acasă cu ideea că trebuie să dea de mâncare și n-au banii necesari și s-au făcut strângere de bani și au zis, toți banii noștri sunt 200 de lei. Dar ce ajută dacă mergem să cumpărăm? Mai mult, dacă îi trimite pe ăștia acasă, mor de foame pe drum. Este imposibil. Ne aflăm într-un cerc închis. S-a blocat tot. Suntem puși pe mut. Nu avem ce să facem. Iisus Hristos parcă face ironie sfântă și zice, mă folosesc de cel mai mic dintre voi pentru ca să fac cea mai mare minune între voi. Este aici un băiețel, nici măcar nu-i băiat. Nu-i bărbat, nu-i băiat, e băiețel, care are cinci pâini de orz și doi pești. Și strigă specialiștii în statistici. Dar ce sunt aceștia sau acestea la atâția? Da, n-are logică. E nevoie de o minune. Biblia zice, Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în mijlocul lor ca un catarg. Cred că și-a închis ochii și a dreptat privirile spre Tatăl și a zis, Tatăl, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat. Binecuvintează. A binecuvântat pâinele. A rupt din pâine și a dat-o lui Petru. Și Petru s-a uitat la pâinea lui și tot întreaga rămâne. Și Petru rupe mai departe și de mai departe. Și fiecare ucenic zice, dați-le voi să mănânce împărțiți. Ăștia să stea pe cete de câte 50, 100, ca să nu fie panică între ei, că sunt fometați și să nu cumva să creeze situații de așa, să moară careva din cauza panicii. Organizați, stați jos, liniștiți. Și rupeau din pâine și pâine era întreagă. Și ar rupeau. Și fiecare de mai departe. Și minunea asta trecea prin mâinile lor. Și mâncau și tot rămânea pâine. Și iar mâncau și tot rămânea pâine. Și o mâncat toți. Și după ce o mâncat toți, o strâns firmiturile și s-o strâns 12 coșuri cu firmituri. Asta da minune. Să știți că au fost vrați care au spus la biserică, la noi, au venit foarte mulți invitați. Foarte mulți invitați și nu am știut cum să facem. Și m-am dus la soția mea, spunea un frate la care îi păstrez anonimatul numelui și am zis, draga mea, ce să facem? Păi, cheamă-i pe toți, că unde se meargă? Nu mânca de pe străzi, de pe drum, de pe uliță. cheamă mai. Și zicea fratele, soția mea lua sarmalele și punea cinci sau câte punea într-o farfurie și când vrea să ia, era la loc. Și ar punea. Și la loc. Și ar punea. Minune. Nu știu, nu, nu au împărțit sarmalele. Nu le-o tăiat, nu au zis, mă, să ne ajungă, le tăiem. În mod normal, sarmalele trebuie să ajungă la cinci persoane, maxim 10, dacă erau mâncau mai puțin. Au venit 20, au venit 100, nu știu câți au venit. O ceva de dincolo de dimensiunează. Și au ajuns toate. Minune. Dumnezeu și azi face minuni. Dumnezeu azi face minuni. Să știți că în viața mea Dumnezeu a făcut minuni. Minuni pe care nu le pot explica și pe care nu le pot spune în public, în predice. Minuni pe care le păstrez pentru mine și pentru cei foarte apropiați. Minuni care nu au dimensiunea logicii funcțională și scepticii nu o să mă creadă când spun asta, dar Dumnezeu și azi face minuni. Nu intrăm la celălalt detaliu cu învierea Tabitei, ne oprim aici. Să știți că și azi Dumnezeu face minuni. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, noi te iubim nu pentru că faci minuni, ci pentru că ai făcut acea minune a nașterii din nou. Noi te iubim pentru că tu ne-ai iubit întâi și te-ai uitat la noi și ne-ai băgat în seamă. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Noi te iubim, Doamne, pentru că a fost o zi când nimeni nu ne dădea credit și când nimeni nu ne dădea nici măcar doi bani pe noi și când noi meritam să fim neprețuiți și eram păcătoși din calea afară. Dar tu ai venit și ai făcut acea minune că ai coborât la noi. I a venit lângă noi și nu ne-ai făcut o transformare care să fie tip spoial, care să fie la nivel de văz. Ne-ai schimbat inima, Doamne. ne a schimbat, Doamne Dumnezeule, doar hainele noastre. Asta s-a întâmplat după aceea. În primul rând, ne-ai schimbat percepția mentală despre lucrurile pe care noi treceam. Ai făcut o minune, Doamne. Am văzut în jurul nostru atâtea minuni, am văzut lucrările tale, Doamne. Îți mai cerem încă o dată, mai fă minuni cu noi. Nu pentru ca noi să fim cineva, ci pentru ca numele tău să fie înălțat. Poate ai nevoie de o minune în dreptul ființei tale. Poate experimentezi o minune. Poate ești în perioada în care se derulează o minune în dreptul ființei tale. Strigă din toată inima și zii: Lăudat să, să fie Domnul. Este cineva aici care mărturisește: Da, eu aș avea nevoie de o minune și doar o minune rezolvă problema prin care trec. Să fac un semn cu o mână ridicată. O să ne rugăm pentru derularea acestei minuni. O să ne rugăm pentru intervenția lui Dumnezeu în această lucrare pe care nu poți experimenta când o povestește cineva, nu o poți prinde în dimensiunile și în profunzimea ei când doar ți-e povestită minunea, o simți când o experimentezi personal, când o ai în viața ta, când îți dai seama că Dumnezeu a lucrat, că Dumnezeu a ridicat, că Dumnezeu a transformat, că lucrările din tine s-au schimbat într-un mod radical. Să știi că inclusiv în domeniul tău personal, Dumnezeu poate să facă o minune. Nu te baza pe lucrurile care se văd. Nu încerca să ești în evidență. Nu încerca tu să spui anumite lucruri care să, care să determine minunea. Roagă-te, cere lui Dumnezeu să facă minunea în taină, în liniște. Fă-ți partea ta, fii foarte aproape de Dumnezeu. Rămâi în zmerenie, spune Domnului, Doamne, orice minune vei face cu mine, vreau să rămân zmerit. Orice lucrare vei face prin mine, vreau numele tău să fie înălțat. Oricât de mult se vor bucura oamenii pentru lucrările minunate pe care tu le vei face prin slujire. Mea. vreau numele tău să fie binecuvântat, vreau puterea ta să fie arătată în generația noastră, vreau să fie salvați oameni care nu mai au speranță, într-o lume în care oamenii coboară în derivă, nu mai au nicio soluție din perspectiva lor. Există putere în sângele lui Isus Hristos, pret cantara minavodas. există putere în sângele vărsat la calvar, Duhul Domnului și astăzi vrea să facă minuni, vrea să lucreze într-un mod aparte, vrea să lucreze într-un mod deosebit. Lasă-L pe Domnul să-și facă minunile Lui. Haideți să ne rugăm într-un mod special pentru acest subiect. Domnul să facă minuni, Domnul să intervină, Domnul să vindece malformații, Domnul să atingă boli, Domnul să distrugă tumori, Domnul să vindece orice chist care este după planul Lui Dumnezeu să fie vindecat și când oamenii nu mai au nicio soluție și când pronostigurile oamenilor sunt terminale, există putere în numele Lui Isus. Există putere în numele Lui Isus Hristos. Noi nu cerem minuni de dragul minunilor, ci cerem minuni pentru ca slava Domnului să fie arătată mai clar. Noi cerem minuni ca Evanghelia Domnului să fie mult mai puternic manifestată și transmisă în generația noastră. Noi cerem minuni pentru ca Domnul să fie mai frumos arătat lumii. Nu pentru ca oamenii să vină lângă noi, ci pentru ca oamenii să vină lângă Hristos. Pentru ca oamenii să slăvească pe Domnul în ziua cercetărilor, să se întoarcă și să aibă un model unde să ajungă, să aibă credința lor crescând. Roagă-te pentru credința ta, roagă-te pentru credința din sufletul tău. Dacă te-a năpădit îndoiala, dacă depresia ți-a atacat mintea, în această seară ne rugăm în numele lui Isus Hristos, în numele lui Isus Hristos, orice atac de panică pe care Dumnezeu are în plan să-l depărteze. fă partea ta, mărturisește păcatele, Dumnezeu lucrează în curăție, Dumnezeu lucrează în sfințenie, Dumnezeu lucrează în apropiere de numele Domnului și puterea Domnului să fie arătată. Intrăm în această rugăciune, ne grăbim stăm în prezența Domnului și chemăm numele Lui Dumnezeu pentru o manifestare clară a darurilor supranaturale Duhului Sfânt în generația noastră. Ne rugăm cu